Smiley și-a surprins fanii cu un nou proiect, de data aceasta mai special. Artistul a acceptat să interpreteze rolul personajului principal în filmul Legații, în care joacă și alte nume cunoscute din showbizul român. Adevărata provocare a venit, însă, atunci când a fost nevoit să filmeze o scenă intimă cu actrița Andrada Popa, în vârstă de 24 de ani. E o scenă cu mine și Smiley, în care se întâmplă anumite lucruri pasionale. Actrița Andrada Popa a dezvăluit că ea și Smiley nu prea s-au simțit în largul lor, atunci când au fost nevoiți să filmeze o scenă mai îndrăzneață, care a apărut în Legații. Deși filmările au avut loc acum 2 ani, tânăra își amintește și acum că ea și artistul au avut parte de un incident neașteptat la prima dublă, în afară de faptul că eram legați și eram în pandemie, e o scenă cu mine și Smiley, în care se întâmplă anumit, trebuie să te uiți, dacă nu te-ai uitat. E o scenă în care, noi, legați acolo, ne-am gândit hai că ar fi o idee bună să aprindem focul, la figurat, în pădure. Scena dintre mine și Smiley a fost probabil cea mai așteptată de către colegii de platou, care au făcut toate glumele posibile și imposibile timp de 3 săptămâni. Secvența a rămas printre ultimele de filmat, așa că am avut destul timp să mă stresez. Deși pe TV nu apar decât 10-15 secunde, noi am filmat duble din toate unghiurile. Îmi aduc aminte că prima dublă a trebuit să îl împing pe Smiley pe spate, iar el mi-a pus piedică din greșeală și am căzut unul peste altul și ne-am dat cap în cap. Nu pot să spun că a fost o scenă grea, dar a fost cu siguranță o provocare, a mărturisit actrița, pentru Click.ro. Reacția Andradei Popa, când a aflat că va juca alături de Smiley. Andrada Popa a recunoscut că a avut mari emoții atunci când a aflat că va face parte din același proiect cu Smiley, căci este o fană înfocată a artistului. Deși scenariul a fost destul de neașteptat, actrița susține că experiența a fost una frumoasă. Eu, când eram mai mică, am fost, ca orice om, fan Smiley și când am citit scenariul am zis, aoleu, nu pot să cred că se dar a fost o experiență foarte mișto. Eu spun că a ieșit ce trebuie. Vă invit să vedeți filmul în care mai joacă Nicol Ceri, Ștefania și Spic, Schizo Skills sau David Ioniță Akakid, solistul din trupa Shatra B.E.N.Z., a adăugat Andrada Popa.